Codul fiscal are multe excepții ce au fost introduse în ultimii ani. Practic s-a erodat baza de impozitare și se vede asta în deficit, adică în împrumuturi. Cel mai probabil, după pandemie, vom vedea o reașezare a taxelor și eliminarea unor excepții. Astăzi îl avem invitat pe Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, pentru a discuta pe marginea excepțiilor pe care le avem momentan în codul fiscal. Niciun caz nu să dăm într-o parte sau într-o altă dacă ar trebui una modificată sau nu, doar le inventariem. Bună ziua, domnule Manolescu! Bună ziua, bine v-am regăsit. Să începem cu taxarea pe muncă și în special pe zona de impozit pe venit. Sunt categorii care nu plătesc impozite, nu? Da, taxarea la nivel de persoană fizică, în general, cred că ar trebui să începem cumva de la conceptul de taxare generală a individului și să vedem acolo ce categorii avem în fiecare parte, pentru că dacă este să analizăm impozitul pe venitul persoanei fizice, cred că am putea să împărțim în două mari zone: venituri active și venituri pasive. Venituri active, să considerăm veniturile din muncă și similare muncii, unde probabil că am încadra activitățile din muncă salariată, activitățile din muncă independentă, activități din muncă creativă, drepturi de autor. Și cred că astea ar fi mare. Și vom reveni ulterior să vedem în fiecare categorie ce alte subcategorii avem incluse. Și am avea activitățile pasive, să spunem, unde poate am avea venituri din chirii, venituri din investiții, venituri. Nu mai îmi vine acum în cap o altă idee, dar să spunem că sunt cele două mari categorii de venituri din chirii și din investiții, unde încadrăm dobânzi, dividende, câștiguri de capital și așa mai departe. Dacă discutăm acum de partea de venituri active, în cadrul categoriei venituri din muncă salarizată, deci în baza unui contract de muncă, am regăsit contractul de muncă clasic, pe care știm cu toții, la care plătim impozit pe venit 10%, impozit, contribuție de sănătate 10% și contribuție de pensie 25%. Deci un total de taxe raportat la brut de vreo 45%, ceea ce conduce la un net destul de redus pe care omul îl primește, adică deja ne apropiem de 50-60% taxe din net, adică deja nivelul taxelor raportate la net e unul semnificativ. Iar în cadrul acestei categorii vedem o serie întreagă de tipuri de desfășurare a muncii care beneficiază diverse scutiri. Probabil cea mai veche, dacă e să o luăm în ordinea vechimii, e cea care vizează activitatea de creare de programe de calculator, care are deja vreo 20 de ani de existență. E, cred că, de la începutul anilor 2000 aplicabilă. Și anume o scutire de impozit pe venit pentru crearea de programe de calculator, pentru persoanele care creează programe de calculator. Ulterior, pe acest model au fost extins această scutire și către alte categorii și avem categoria de cercetători, care, ca și număr, cred că nu sunt foarte mulți și nu există, cel puțin la nivel practic, din ce știu, foarte multe date să ne dăm seama cât sunt, dar nu mă aștept să fie o categorie foarte vastă, spre deosebire de prima, unde totuși sunt foarte Da. mulți angajați în această zonă de IT. Și o altă categorie cu o pondere foarte mare, cea a veniturilor din construcții, din activitate salariată în domeniul construcțiilor, care, așa cum știm, a fost introdusă de curând, acum vreo 2 ani, începând cu 114. 2019, exact prin ordonanța 114, care, pe lângă scutirea de impozit pe venit, beneficiază și de o scutire de contribuție de sănătate și de o reducere a contribuției de pensie, cu echivalentul bucății de contribuție care merge în administrarea pilonului 2. Deci, practic, în cadrul categoriei muncă salariată, avem aceste diferențe extrem de mari în ceea ce privește diverse categorii de persoane care muncesc toți la fel, până la urmă, muncă salariată fac toți, cu aceleași răspundere apropo de codul muncii și de condiții de desfășurare a activității. Tot în categoria muncă avem activitățile independente, care de-a lungul ultimelor 10 ani, dacă este să ne uităm așa în acest orizont de timp, au suferit destul de multe modificări ca și sistem de taxare.
au ajuns acum la un sistem de taxare care vizează doar impozitul pe venit, adică se aplică doar impozitul pe venit și contribuțiile sociale sunt aplicabile doar asupra unei sume reprezentând 12 salarii minime pe economie. În urmare, niște condiții extrem de avantajoase. Tot în categoria muncă independentă a fost creată o nouă categorie, cred că tot acum vreo 2 ani, de contracte de activitate sportivă, care sunt taxate similar activității independente și anume se aplică doar impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Deci, practic, tot ce înseamnă activitate sportivă desfășurată în cluburi sportive, unde anterior aveam contracte de muncă, acum avem contracte de activitate sportivă taxate în această manieră. Separat avem drepturile de autor, care au beneficiat de un regim favorabil, să spunem, nu doar în ultimii 10 ani. A existat un anumit concept de taxare diferențiată a drepturilor de autor, separat de activitatea independentă în sine, cu o cotă forfetară chiar de la bun început. Prin urmare, aici avem două variante. Avem și o cotă de sistem și un sistem real de venituri minus cheltuieli exact ca la activitatea independentă. Și mai avem și un sistem forfetar în care se deduce o cotă de 40% ca și cheltuieli forfetare și se aplică impozitul pe venit doar asupra acestor venituri reduse cu cota forfetară și se aplică iarăși contribuția de pensie și de sănătate doar dacă nu există alte tipuri de venituri de natură salarială. Prin urmare, în această categorie muncă avem toate aceste tipuri de taxare diferită de care am discutat. În categoria veniturilor pasive avem, să spunem, poate doar două mari zone, cea de chirii, unde impozitul este 10%, dar avem o deducere forfetară de 40% din venitul brut, deci practic impozitul este de doar 6% la veniturile din chirii, cu o contribuție de sănătate de 10%, iarăși plafonat, aplicat asupra maxim 12, minim 12 salarii minime pe economie. Dacă se depășește plafonul, atunci se aplică această contribuție de sănătate. În categoria veniturilor din investiții avem ca regulă generală o cotă de 10% aplicabilă pentru dobânzi, pentru câștiguri de capital, cu excepție de 5% pentru veniturile din dividende. La fel, în această situație se aplică contribuție de sănătate doar dacă se depășește plafonul. Da. Salarii se aplică strict la plafon. Mm-hmm. Prin urmare, cu cât veniturile sunt mai mari, ne apropiem de cota de 10% sau de 5%, pentru că plafonarea de contribuții conduce la o diminuare exact a acestei sume raportată la total venit. Prin urmare, rămâne cam la cota de bază reprezentată de impozit. Că e el 6% la chirie, că e 10% la dobânzi sau câștiguri de capital sau 5% la dividend. Mm-hmm. Cam asta ar fi munca împărțită în aceste mari categorii. Mm-hmm. Că e bine, că e rău, nu discutăm acum, no. A fost doar un inventar. Scopul discuției este de a crea o inventariere, să spunem, mm-hmm. sau o înțelegere a tuturor acestor mecanisme pentru a ști exact unde suntem și cam ce tipuri de taxare avem pe fiecare tip de venit. Asta a fost, de fapt, și ideea, pentru că am văzut că de fiecare dată s-a anunțat în spațiu, s-au aruncat câteva idei în spațiu public pe partea asta, că sunt multe, dar totuși, haideți să le, asta a fost și ideea, să le inventariem care sunt. Și acum despre asta vorbim. Acum, haideți să trecem pe partea asta, pe partea de firme. Trecând spre impozitul pe profit, multe firme nu intră în categoria asta. De ce? La taxarea companiilor am avut un sistem de bază de impozit pe profit care a funcționat până în 2001. Practic, în 2001 am avut, dacă 2001-2002, am avut introdus sistemul de taxare pe micro-întreprinderi. Cu acea cotă de 1%, a tot evoluat acest sistem cu diverse plafoane de 100.000 de euro la început. A scăzut către 65.000 de euro acum vreo 7-8 ani. S-a făcut la un moment dat în 2017 500.000 plafonul de micro-întreprinderi de venituri. Acum am ajuns la 1.000.000. Deci e un sistem care s-a dorit a fi simplificat, un mecanism simplu pentru întreprinderi mici. De fiecare dată la impozit pe profit se punea problema deductibilității cheltuielilor, un sistem de calcul destul de complex,
ceea ce de multe ori era considerat greoi de către antreprenori, de către firme mici care aveau activitate destul de simplă. Și ca atare, acest mecanism s-a dovedit a fi de-a lungul timpului unul facil pentru antreprenori și pentru mediul de afaceri în general și dovadă că, deși în 2007 el s-a abrogat ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, a fost cerut și reintrodus în legislație începând cu 2008. Au fost niște cotre progresive, dacă vă reamintiți, până prin 2010, iarăși a fost o perioadă în care s-a eliminat, parcă la început de 2011, s-a reintrodus, deci prin urmare a suferit diverse modificări. Separat de acest mecanism de taxare pe venituri, spre deosebire taxarea profiturilor cu 16%, aici taxăm venitul cu 1 sau cu 3%. A mai fost introdus începând cu 2017 acel impozit specific Horeca, da. în anumite domenii, în Horeca. Uh-huh. El inițial, dacă vă reamintiți, discuția a început undeva în anul 2013-14 cu un proiect care se dorea să vizeze nu doar Horeca, ci și partea de servisuri auto și partea de saloane de frumusețe, frizerii, coafuri și așa mai departe. Activități considerate cu un risc mare de evaziune, întrucât era ușor, să spunem, de a nu demite bon fiscal, se lucra cu mult numerar și s-a considerat că un sistem specific bazat nu pe profituri, nu pe venituri, ci pe elemente fizice, suprafață, număr de mese, număr de paturi și așa mai departe, ar fi fost cumva mai ușor de aplicat și de administrat. Inițial proiectul a picat, s-a reintrodus ulterior în 2016 în zona de Horeca ca urmare, în primul rând, a solicitorilor venite din partea mediului de afaceri care își doreau un astfel de mecanism mai simplu. Doar că ulterior am ajuns la situația în care, datorită creșterii plafonului de taxare la micro-întreprinderi, în acest sistem specific de taxare pe număr de locuri de cazare în zona de hotel, să spunem, sau de suprafața restaurantului în zona de cafenele și restaurante, să rămână doar societăți foarte mari, adică cele peste 1 milion de euro, pentru că toți cei sub 1 milion de euro cifră de afaceri au intrat deja în sistemul de mică. Prin urmare, în această zonă a taxării companiilor avem aceste trei mari categorii, din care ca și număr, probabil că în zona de micro avem vreo 90% din firmele din România, în zona de impozit pe profit mai rămân probabil vreo 6-7-8% și în zona de specific, de fapt, nu, în micro cred că sunt mai mult, că în zona de specific, dacă este le numărăm, probabil că sunt doar cei foarte mari care au rămas cu sistemul specific. Situație în care, dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă, că se tot amână acest mecanism de taxare puțin specific, adică se dau scutiri, în contextul în care zona de Horeca e cea mai afectată, poate, nu știu, mediul de afaceri e mai interesat de a avea un sistem de impozit pe profit, ca să-și reporteze pierderi în perioada asta. Adică e de analizat, având în vedere contextul actual și perioada următoare, dacă un astfel de sistem chiar mai e util. Dacă tot scutim de ani de zile, de un an de zile operatorii din Horeca de acest impozit, poate e cazul să le dăm dreptul să treacă la altceva, că poate îi avantajează mai mult impozit pe profit. Oricum, înainte de pandemie, oricum nu se plătea mare lucru. Impozitul specific pentru un hotel sau un restaurant nu reprezenta o sumă foarte mare. Adică chiar au fost discuții în perioada aceea. Mi-am amintit că de fiecare s-a discutat pe tema asta, că ei nu plătesc foarte mult. Tocmai că era creat ca și mecanism să nu fie cu sume foarte mari. Adică el, la momentul implementării, a luat cumva o mediană a profitabilității și atunci era considerat că e un instrument de a scoate la lumină mult mai multe activități, tocmai prin această taxare specifică, să se aducă la lumină și aceia care nu plăteau deloc și nu dau bon fiscal. Pentru că discutăm un picuț pe partea asta, pentru că am amintit și de Horeca, nu putem să nu amintim și de TVA, pentru că acum avem în România trei tipuri de TVA, 19, 9 și 5%. Și de 5% mă refer și la Horeca, pentru că îi plătesc 5% mă refer la partea de restaurante, nu toată Horeca. Restaurantele 5% dacă servim masa la ei acolo. Cum vedeți, nu știu, diferențe mari pe partea asta? Dacă ne uităm iarăși la cotele de TVA și la evoluția legislației în zona de TVA, am avut o perioadă în care România avea o cotă
mare de TVA, 24% din 2010 până în 2015, în vara anului 2015 s-a adoptat măsura reducerii cotei de TVA la 9% pentru alimente. Prin urmare, a fost un prim semnal de reducere a cotei de TVA. Dacă ne uităm și în alte state, vedem că există o practică de a avea cote reduse. Chiar directiva prevede posibilitatea ca fiecare stat membru să poată utiliza două cote reduse de TVA. Există o listă, o anexă la directivă cu categoriile de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse. România aplicase deja o cotă redusă de 5% la locuințe sociale încă din perioada 2009-2010, dacă nu chiar un pic înainte, 2008. La începutul crizei, cred că în 2009 s-a introdus cota de 5% la locuințe sociale. Mai aveam niște cote reduse de 9% la medicamente, care au rămas la acel nivel și în perioada în care am avut cotă standard de 24%. Ulterior, ne-am înscris pe acest trend de reducere a cotei de TVA, reducând și cota standard în primă instanță din 2016 la 20, dacă mi-aduc bine aminte, și ulterior din 2017 la 19%. Prin urmare, suntem cu o cotă medie de TVA într-o zonă extrem de confortabilă, în sensul că dacă ne uităm la vecinii noștri unguri care au o cotă standard de 27, având și ei niște cote reduse, totuși, per total, cota medie de TVA din România e una destul de redusă. Legat de categoriile de bunuri la care se aplică cote reduse sau super reduse, cum e cota de 5%, avem într-adevăr această reducere a cotei în zona Horeca la 5%, care a fost introdusă, cred, undeva în 2019, așa, în primăvară-vară, dacă mi-am adus bine aminte, cu anumite discuții sau încurcături legate de partea de take-away. Încă e o problemă pentru că doar partea de restaurant are cotă redusă, partea de livrări e cu cotă standard. Având în vedere ce se întâmplă acum cu industria Horeca, iarăși este bine, nu că îmi amintesc că la începutul pandemiei era o discuție, dacă nu mă știu, în Bulgaria, să reducă și ei la restaurante la 5%. Dacă mai făcut-o. E o zonă foarte afectată și atunci probabil că datorită cotei reduse, mulți au putut rezista, pentru că altfel, dacă aveam o cotă standard în zona asta, s-ar putea să fi văzut deja mult mai multe falimente sau închideri de locații în această perioadă foarte complicată pentru industria Horeca. Și să le de fitness cumva în aceeași situație, că și la ele la fel era, când s-a redus la fel la... Exact. Adică sunt zone foarte, foarte afectate, unde întâmplător ne-a prins cu un regim fiscal favorabil. Altfel ar fi trebuit să luăm măsuri poate în această direcție, ceea ce poate ar fi fost dificil. Adică a justifica acum reduceri pare destul de greu. Toată lumea cred că se așteaptă la anumite ajustări în sus, nu în jos. Poate nu acum, dar s-ar putea în perioada următoare, așa cum spuneați la început, deja să existe discuții legate de ce anume ar trebui reajustat și regândit, având în vedere contextul fiecărei industrie în parte în noua realitate, adică cât de afectată este industria de Horeca față de industria de IT. E clar că trebuie să ajutăm, dar pe cine putem să ajutăm mai mult sau cine, unde avem disponibilitate mai mare de a ajuta. Prin urmare, toate aceste lucruri probabil că vor trebui discutate și analizate. Cred că mai trebuie totuși să aducem în discuție o chestie, că mai avem de fapt TVA de 5% la alimentele bio, nu? Parcă era și asta, dacă nu mă știu în cuțit. Da, la alimentele bio și tradiționale, într-adevăr, există, a fost o măsură iarăși care să încurajeze partea de comerț local, să spunem, sau activitatea de producție de produse tradiționale și ecologice în România. Sincer, nu-mi dau seama care e volumul aici, cât de mare e piața și dacă măsura aceasta generează vreo problemă bugetară. Nu mi-e clar exact ca volume cât de mare este. Într-adevăr, există măsura implementată în același moment cu cota redusă de 5% la restaurante, dacă mi-aduc bine aminte, tot atunci. Nu mai rețin nici exact. Mai sunt și alte tipuri de excepții pe care le-ați sezizat, așa, nu știu, destul de importante? Nu vin în minte acum, cred că cele din zona de muncă și cele care cele mai vizibile și cele mai greu de explicat. Adică
Mie, unul, mi-e greu să înțeleg scutirea de contribuție de asigurare de sănătate pentru o persoană care desfășoară activitate de muncă în zona construcțiilor, dar într-un birou, adică totuși Da, nu da. vorbim acolo doar de persoane care lucrează pe șantier în condiții grele, deși și acolo, în condiții grele de muncă, nu văd de ce ar exista o scutire de contribuție de sănătate. Tocmai când Pentru că ar acolo putea avea nu mai nevoie, da. poate avea nevoie de de îngrijiri medicale, acele persoane beneficiind în același timp de asigurare. Adică Da. totuși cineva plătește, toți ceilalți plătesc asigurările pentru acele persoane. Aici sunt anumite situații în care nivelul veniturilor, pentru că și acolo discutăm de sume destul de mari, adică plafonul până la care se aplică scutirile sunt, dacă mi-aduc aminte bine, destul de ridicate. Nu știu de ce măsură, sau cel puțin mie mi-e greu să le înțeleg de întregul, însă asta spuneam că acolo pare că sunt cele mai mari discrepanțe, iar în ansamblu partea de modalitate de desfășurare a muncii, apropo discuția PFA, drept de autor, activitate sportivă versus activitate salariată, când sunt toate muncă, de ce e o diferență atât de mare? Pentru că, până la urmă, muncă fac toți. Poate anumite diferențe trebuie să existe, într-adevăr, că modalitatea de desfășurare a muncii e diferită, apropo de riscuri asumate, garanția locului de muncă, garanția venitului viitor, care clar e diferită în zona de activitate salariată versus activitate independentă. Deci riscurile pe care și le asumă o persoană care desfășoară activitate independentă sunt mai mari, apropo de a găsi clienți și mâine pentru a-și obține venituri. Și atunci ar trebui să existe o diferențiere. Însă acum diferențierea pare foarte mare, adică discutăm de 10% versus 45%, doar dacă vorbim de cote nominale, ceea ce uneori e greu de explicat. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Sper că a fost o discuție utilă și care să facă cumva mai ușor de înțeles tot acest mecanism fiscal în care ne desfășurăm activitatea în prezent în diverse industrie și diverse zone de activitate.